Fetele erau în baie, se pregăteau pentru emisia live de azi. Se machiau, își aranjau părul, iar la un moment dat Cătălina a spus că nu știe cum să-și aranjeze părul și că îi simte lipsa Mariei pentru că ea tot timpul o ajuta cu părul. Știți că Maria este la date cu Roberto, așa că cei doi au lipsit în această dimineață din Casa Mireasa. Și da, fetele au început să-i simtă lipsa pentru că ea întotdeauna, după cum știți, le ajuta pe fiecare dintre ele, atât cu părul, cu machiajul, cu manicură, pedicură și așa mai departe. Apropo de treaba asta, tot fetele ziceau că setul de unghii al Mariei ocupă foarte mult loc acolo, la ele în baie, unde își țin lucrurile și că nu prea mai au loc. De altfel, obiectele personale ea și le ține acolo undeva în marginea chiuvetei, pe blatul acela, și că ar trebui să aibă și ea un loc, că nu e ok să și le țină acolo. La care Sabrina a intervenit și a zis că nu e ca și cum ea și-ar dori să și le țină acolo, pentru că efectiv nu mai este loc și așa mai departe. Eu v-am zis de atâtea ori că Maria e un om bun care le-a ajutat întotdeauna pe toate fetele la tot ce au avut nevoie, indiferent de tabăra de susținere din care fac parte acestea.